Regula e regulă în Portugalia. Dacă n-ai voie, îți depășești. Nimeni nu riscă, stau toți la coadă după motocicleta ce. Bulevardul Berlin, mai la vale de aeroportul din Lisabona. Găsim și așa sculptură. Nu știu ce vrea să sugereze, dar după mustață parcă ar spune că e Don Quixote. Un personaj din literatura iberică, spaniolă. Și la ei pistele biciclistice cumva sunt desenate pe trotuar, nu pe carosabil. Și fac niște virajuri aberante ca pe calea Buzești de la București. Medalia asta metalică de pe trotuar sugerează că e spațiu partajat de pietoni cu bicicliști. Dar nu prea văd nici bicicliști, nici scutere. E amorțit orașul ăsta. Suntem portughezii de dealuri. Vremea e bună, nu-i ger ca la București. Cineva și-a pierdut numărul de înmatriculare și unii l-au lăsat aici la aparatul de plătit parcare. Asta e ce a mai rămas din vechea Lisabona. Nu se grăbesc să demoleze. Probabil legea îi obligă fie să restaureze, fie să conserveze. Totuși au apărut, iată, și zgârinări de tot felul. Chiar pe malul oceanului. Cineva și-a tras aici un foișor lângă gara centrală Oriente. Poporul se gândește la sex. Dar eu sunt bucuros că am găsit un biciclist. Primul pe ziua de azi. Pe vreo 3 km de mers pe jos. Gara lor principală, Oriente, are așa un design futurist. Am întâlnit foarte des femei șoferi de autobuz, ceea ce nu prea vezi prin Moldova și nici prin România. Iată, una după alta. Prin Oriente trece și trenul. Pe blocurile astea e și oceanul, probabil portul e partea aia cumva. Și un fel de gară universală. Aeroportul e un pic mai la deal. Au metrou, au parcări subterane, nu stă nimeni parcat pe afară să blocheze circulația. Uitați-vă, în zi de lucru, la amiază, ce trafic relaxat la un oraș de aproape 2 milioane. Uneori mai vezi grafite cu stele cu 5 colțuri, cu svastici, dar iată cu stele din astea prima dată văd. Au și Partid Comunist și ăsta luptă continuu. Nu se mai satură. Oceanul e alături. Au destulă apă, dar s-au gândit ei să-și facă aici și niște piscine din astea. Cu cascade. Dar nu vine nimeni să uite la ele. Sau foarte puțin. Poate de acolo, de la geam. Acolo sub teleferic se vede podul acela de 17 km, Vasco da Gama. Dar aici pare să fie o zonă de evenimente internaționale. De asta acum e pustiu. Totuși oamenii de rând au acces.
Domnul a venit să-și lipească un timbru pe plic fix lângă gara Oriente. Multe clădiri au aici arhitectura asemănătoare cu navele. Aștia au fost și rămân marinari vestiți. Iată și unul cu bicicletă închiriată. Văd și o pistă verde, poate găsesc și eu și termin plimbarea pe jos, că am mai fost pe jos prin Lisabona. Nu degeaba vine puțină lume pe aici, e ca o capcană. Am ajuns la margine și n-am putut să ies. Trebuie să mă întorc la Bulevardul Central. E terasă pentru boieri. Am văzut și o șopârlă acum. Iar, n-am pe unde coboră. Și mă enervează să fac cale întoarsă, să merg pe același drum. Îmi place mereu să merg pe drumuri noi. Dar voi? Poftim și parcarea de biciclete de închiriat Gira. Tot ei îți dau și rețea de internet, Wi-Fi, ca să te loghezi, să descarci aplicația. E bun! Am văzut pe unul cu trotinetă închiriată. Mă tentează mai degrabă, înțeleg că-s de cele electrice. Oare să renunț la Giro? Se descarcă greu aplicația. Mă mai gândesc, dacă s-a așa de multe stații, mai merg o leacă pe jos, ca la piață. Poate mai găsesc alte oferte. În aplicația asta am văzut că cere prea multe detalii personale. Să văd cum sunt cu trotinetele. Am găsit două trompete pe malul apei, dar nu prea am cui străga. Că aș avea eu ce să le spun. Hei! Obrigada! Probabil nu-i sezon de turiști acum așa. Portughezii n-au timp să îmble în zona asta. Marți la amiază. De, mai sunt unii artiști ca mine. Dar au treabă, de exemplu, de plimbat câinii. Fetiță fericită. Merge pe drum fluierând. Parcă era pe picioara plung. Personajul meu preferat din adolescență, că nu cred că am citit cartea în copilărie. Am învățat ceva libertate de acolo. Unii vin la oceanariu, dar eu nu vreau să-l susțin nici pe ăsta. Că țin animalele în captivitate. Chiar dacă nu-i ca delfinariu de la Chișinău. Dar tot nu-i libertate. Și colțișor interesant. Cu știință. Tăblița Lumendelev, tăblița periodică, oricum ne-am învățat la școală. Mergi pe stradă și vezi așa ceva. Copil, bătrân, ai timp să înveți câte ceva. Hidrogenul-i primul, helii următorul. Pavilionul cunoștințelor. Interesant loc. Taman pentru azi n-au nimic în program. Și globul l-au băgat cu pedalele în sus. Na, în univers nu prea există sus-jos.
Dar noi ne-am obișnuit că eram cocoțați acolo. Australienii probabil așa au harta, cu picioarele în sus. Dar noi ne-am obișnuit așa. Bun venit la Lisabona. Izvorul suspendat. Și acolo o grădină de relaxat. Bulevardul Ulise ne aduce, iată, la monumentul ăsta ciudat, metaforic. Zonă cu construcții enorme în toi. Porumbeii și-au găsit loc liniștit de odihnă la soare. Capătul bulevardului care duce la Oriente. Capitala Portugaliei pare un oraș larg, rarefiat, dar aeroportul se înghesuie în centru, altfel pare că toată lumea are loc. Totuși pe jos nu prea reușesc să vezi mare lucru, decât poate în zona istorică, veche acolo. Dar eu mă gândesc să ajung și la Cabo da Roca, la capătul lumii. Cred că o să merg eu să caut ceva transport.